Este a șaptea zi de când Rusia a invadat Ucraina. Parașutiștii ruși au aterizat în Harkov și au atacat unul dintre spitalele militare ale orașului, potrivit Agenției Independente de Informații din Ucraina și oficialilor militari ucraineni. Ucraina a intrat în cea de-a șaptea zi a războiului declanșat de Vladimir Putin. Bombardamentele au continuat și în timpul nopții, după ce marți orașul Harkov a fost scena unor atacuri cu rachetă, ce au distrus principala clădire administrativă, iar turnul TV din Kiev a fost țintit de armata rusă. Suburbiile capitalei au fost lovite peste noapte, iar în Harkov s-au dus din nou lupte după ce o grupare de desant rusă a încercat să preia controlul. Organizația Națiunilor Unite a confirmat că un total de 677.243 de, de refugiați ucrainieni au intrat până acum în țările vecine. Cei mai mulți au ales Polonia, 377.400 de, de persoane, alți 89.561 de, de ucrainieni s-au refugiat în Ungaria, 65.391 în Republica Moldova. În Slovacia sunt 54.304 refugiați, în România sunt 38.461 de refugiați. În Belarus au refugiat 329 de cetățeni ucrainieni. Între timp, Agenția ONU pentru refugiați spune că un total de 51.797 de persoane au călătorit mai departe în alte țări europene. Astăzi, la o săptămână de la declanșarea războiului, are loc a doua rundă de negocieri între delegațiile Rusiei și Ucrainei, relatează presa de stat rusă.